Salutare, prieteni! Dacă este vreun model de smartphone-uri care ajunge cel mai greu la noi, păi cu siguranță astea sunt Google Pixel-urile. Atât de greu încât anul trecut, de exemplu, până a ajuns la noi Google Pixel 4 și 4XL era prea târziu, nici măcar n-am văzut rost să-i fac un review. Dar asta nu înseamnă că smartphone-urile sunt rele. An la rând, astea sunt cele mai bune camerafonuri. Și alta este problema că Google nu prea se interesează de zona noastră, de asta le găsești mai greu în magazine. Dar cei care au văzut sau utilizat măcar o dată un Google Pixel, cu siguranță nu au rămas indiferenți. Ăsta, de exemplu, este Google Pixel 4a, cel mai ieftin model al lor. Eu îl folosesc deja de o lună și m-am convins încă o dată de ce smartphone-urile astea sunt într-adevăr speciale. La prima vedere, dacă e să ne uităm doar la cifre, Pixel 4a nu îți va trezi mare interes. Ba dimpotrivă, unii vor spune, păi da, fratele meu, dar eu la 400 de euro îmi iau un Xiaomi, un Oppo, un Huawei care are procesor de top, 4 camere, 120 de Hz la display și așa mai departe. Și da, vor avea dreptate. Pe de altă parte, Pixelurile oferă o experiență total diferită de restul Androidurilor. Simplitate și comoditate. Și asta se referă, apropo, nu doar la varianta asta cea mai ieftină, dar și la Pixel 4a cu 5G și chiar la Pixel 5. Într-o lume în care smartphone-urile ieftine încearcă din răsputeri să semene cu modelele alea premium, Pixel 4a vine cu o abordare total diferită. E un smartphone din plastic care nu încearcă să imite sticla sau aluminiul, e un plastic simplu, mat, dar sincer, parcă e o doză de aer proaspăt. Smartphone-ul stă neobișnuit de plăcut în mână, are o formă unică în categoria sa, e super compact, foarte subțire și ușor de utilizat cu o singură mână. Restul Android-urilor pe care le-am avut la test le-am dat, dar pe ăsta în continuare îl folosesc alături de iPhone 12 mini. Ăla e chiar mai comod decât ăsta. Butoanele la fel sunt neobișnuit de tactile și evidențiate, totul e foarte basic și asta îmi place. Chiar și fingerprint-ul nu e nimic super fancy, unul fizic pe spate care lucrează tare rapid. Și atât. Din față avem un display OLED de numai 5,8 inch cu un decupaj pentru cameră, margini destul de subțiri, dar ce m-a surprins e calitatea. Ăsta într-adevăr e un OLED bun la redarea culorilor. Nu are rată înaltă de refresh și chestii din astea, pur și simplu un display pe care e de o plăcere să privești ceva video. În plus că pe cel mai ieftin Pixel primim și un sunet stereo nu doar puternic, dar și calitativ. Ecranul e o parte componentă importantă, bine că aici nu au economisit. Și totuși cartea de vizită a oricărui Pixel mereu a fost optica. Dar acum în 2020, când fiecare smartphone de buget se laudă și cu 3-4 senzori, e cam greu să ții piept cu unul singur. Ce mi s-a părut interesant este că același senzor primar pe care îl vedem aici, îl putem găsi și la Pixel 4a cu variantă 5G și chiar la Pixel 5, doar că alea două mai au încă un senzor ultra-wide. Deci, teoretic, rezultă că cel mai ieftin Pixel fotografiază la fel de bine ca și cel mai scump. Adică, super tare. Dacă în fiecare review vă reamintesc că la instalarea Google Camera toate Android-urile fotografiază mai bine, păi ăsta a fost creat chiar pentru Google Camera. Rezultatele de aici uneori chiar bat un iPhone 12. E clar, Pixel 4a nu are camera ultra-wide și telefoto, dar asta micuță se descurcă de minune, mai ales când pornești regimul de noapte. La video nu rupe iPhone-ul, dar pentru banii ăștia, asta este cea mai bună cameră din categoria sa. Dacă ții neapărat să ai o cameră ultra-wide, atunci sau mai pui bani și ai varianta cu 5G, sau dacă vrei mai multe, cumperi oricare Xiaomi. Însă niciunul nu se va apropia de calitatea pe care o primești aici. Evident, o parte din succes se datorează softului, HDR+ este cartea lor de vizită, mai mult ca atât, Google Pixel este unul din puținele smartphone-uri care cei ce vezi pe Viewfinder, uite aici, exact asta primești și în realitate. Asta mai poate doar iPhone-ul. Și în general, prin soft, peste tot se vede experiența Google-ului. În aplicația camerei ai două slidere, unde reglezi nu doar expoziția, dar și umbra. În caz că fotografiezi un peisaj, telefonul poate înțelege dacă linia de orizont nu stă dreaptă. Totodată, algoritmii pot alege singuri cadrele unde nu ești prins cu ochii închiși sau cu gura căscată, sau iată încă una bună. Dacă faci selfie prea de jos, că ți se vede a doua barbă, camera îți sugerează să ridici mai sus telefonul. Și uite așa, chestii smart sunt absolut peste peste tot în sistem. De exemplu, Live Captions, un fel de subtitrare live la orice video sau audio ieșit din telefon. Evident, nu lucrează în română, dar oricum, tot aici aplicația Recorder, în timp ce înregistrează vocea, face un text scris prin care poți naviga și ajunge la secunda exactă a înregistrării. Asta era să fie o mină de aur pe timpul când eram la studii. Despre funcția Smart Now Playing, care îți arată pe ecranul blocat ce piese cântă în jurul tău, cred că deja știți, și deja mărunțișuri, gen în colț lângă procentul bateriei să-ți arate la ce oră se va descărca, la o apăsare mai lungă pe buton primești controlul total la toate device-urile smart din casă și toate astea sunt făcute discret în stilul Google, nu ai senzația că te pierzi prin o grămadă de opțiuni și setări, totodată având și posibilitatea de customizare a sistemului. Asta, apropo, era o problemă mai înainte la Pixeluri când erau prea plictisitoare. Acum, pe bune, găsești tot de ce ai nevoie. Dar ca de obicei, Google se focusează atât de tare pe soft, încât hardware-ul rămâne pe planul 2. În general, anul ăsta s-a întâmplat ceva unic, chiar și cel mai scump Google Pixel nu mai vine cu procesor de top. Ei au decis să se focuseze pe avantajul lor primar, iar din hardware să mai scadă prețul. Aici e și mai simplu. Avem un modest Snapdragon 730G care în 2019 chiar era tare ok pentru smartphone-uri mid-range și producătorul și cei care procură un Pixel 4a știu foarte bine că nu-l iau pentru gaming, așa că prin sistem aplicații se mișcă tare ok. RAM-ul parcă tot e suficient, dar trebuie să fiu înțeles. Ăsta nu este un smartphone mega rapid. De exemplu, procesarea acelor poze HDR ia mai mult timp, dacă și tare vrei să pornești ceva jocuri. Le ține fără probleme, dar calitatea grafică nu e super wow. Autonomia, în schimb, cu așa procesor și așa baterie mică, e chiar foarte bună. Pentru mine a ținut 5 ore de ecran pornit, un pic mai puțin ca de obicei, dar în continuare o zi full fără bătăi de cap. Plus că avem și fast charge de 18W în cutie, nu-i mult, dar suficient. Cam într-o oră îl încarci full. După părerea mea, Google Pixel cu siguranță nu-i pentru cei care vor maxim pe bani puțini. Acest smartphone oferă o experiență total diferită, este foarte simplu și bine gândit. Nu încearcă să-ți spele ochii cu design ala flagship, 4 camere pe spate, dintre care 2 sunt senzori inutili, superputere, super display-uri. Asta este un smartphone compact, comod, bine gândit, cu o singură cameră care rupe o bună parte din piață, un soft la fel de bine gândit și cu update-uri 3 ani la rând. Cam ăsta este el. Voi, ce părere aveți? Scrieți asta mai jos în comentarii, nu uitați să dați și un like acestui video. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!